Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bun la nimic decât să fie lepădat afară și călcat în picioare de oameni. Voi sunteți lumina luminii, o cetate așezată pe munte, în poate să rămână ascunsă. Și oamenii nu pun lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Că ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.